Nu l-o bă, șacarilor, ce faceți? După cum bine știți, asta e poziția de prank-uri. Da, am un nou prank aici. De fapt, e un prank combinat, așa, știi, că vreau să-i fac gen două. O dată să-l supăr și o dată să-l bucur, știi cum e? Bun, deci azi fiind 1 decembrie, cred că o să fie 1 decembrie când vedeți clipul ăsta, habar n-am când o să fie. Frate meu, acum e dimineață și e plecat la parada aia din centru cu na-na-na, cu un Dragnea, cu de-astea, știi, bla, în centru. Și e faza bună că are telefon acasă și vreau să-i fac o mini chestie. De asta am mai făcut eu, de făcut multe vizualizări. Vreau să știi contul de Clash Royale, da? Dar, deci am văzut că Puștiu se uita, frate, la kendama asta și am făcut rost de asta să vă arăt. Acum cu săculeți cu tot. Voi știți de care asta, eu nu știu ce e asta și ce șmecherie. Ia uitați aici, ia uite, tata Nelson, ia uite ce e aici. E minunăție, mă, uite cum lucește, mă, pe ea. Uite cum se vede, Jake, Fisher, yes. Steaguri aici, da. Da, bă, și ce vreau să fac? Vreau aici mai întâi să-i șterg contul cum ar veni, știi? Și după să-i dau gen, odată să se supere, să super tare că i-am șters iară contul de Clash Royale. Și după zic, hai bă, frate, băi, doar un cont. Ce... uite, poc, ia uite ce am aici, e Fisher cu de-astea, cu de-aici, cu sacul de-astea. Ia uite aici, kendama, ce forță e, da, mă rog. Bun, avem aici, știu că trebuie să dau la frumos la account aici, se vede, trebuie să dau la Google aici. Și după, pe astea știu că trebuie să le blurez, că după îi le spargeți voi și eu nu vreau să-l șterg eu. Dau pe primul lui account care e forța celor lui, dau la mor frumos, remove account, tot aici frumos, s-a dus, dăm aici frumos pe application, dăm pe application manager frumos, căutăm Clash Royale, că dacă tot îi ștergem, tot, de cum nu? Frumos storage și dăm aici clear cache sau de astea și clear data, cum ar veni, ștergem tot, și e moca, e gata, e cum ar veni, e dusă. Acum mai rămâne asta, cum ar veni. Bun, acum ținând cont că nu mai are nimic, Puștiu, o să aștept gen Puștiu să vină, că trebuie să plec și eu îl aștept aici să vină, el o să intre, bineînțeles, plec pe Clash Royale, că e, mă rog, îi place lui. Aștept să se supere foarte, foarte tare și după e moca, știi? Ia uite aici, mă, ce am eu aici, fii bucuros, mă, că doar e de asta, cu crom, cu de asta. Bun, hai să vedem ce e, să nu uitați să lăsați un like, să facem foarte, foarte multe pentru chestia asta, pentru prank-ul ăsta nebun, cum ar veni. Prank time! Am pus camera pe pervaz după flori, nu știu dacă o vede, dar știu că trebuie să vină de acum. Eu mă pun ca și cum ar trebui să plec și îi las asta, mă rog, o să vedeți pe acum, hai. Da, mama. Ce-ai? Cum o văd? Bă, mi-a adus aminte, bă, eram în lipsă. O fost șmecher, adică parada s-a ținut puțin mai departe, dar am fost. Cât de prost trebuie să fii, bă, să ții pe atât de tare. Da-ți, bă, și tu geaca jos, că ți-i calți. Eu stau da. Așa că gen, te-am așteptat pe tine, că trebuie să plec. Da, mă, unii acasă. Cu cheia, că, na, știu cum e, cheia, aveam o cheie în puțin. Strânge după aia. Mai trântivă. Tu da, uite puțin. Știi și tu cum e. Bă. Stai, bă, poate. Ce te interesa pe tine, bă? Bă, dar vindeam și eu contul ăsta, bă, sau... El vindea, ce să zic, ai, că ce bă, bă, cât m-am reapucat și eu jucam puțin, s-o băga niște iați, bă. Bă, spune. S-o băga câteva challenge-uri noi. Bă, spune, ești supărat sincer? Da, da. E just a prank. Bro, bro. Nu mai trebuie să zic just a prank. Where you go? Bă, e just a prank. E just a prank. Hai, bă, da, uite, de top. Bă, dar mai faci una, bă. Da, că te oprești totodată, bă. Bă, ți-am zis că aveam nevoie. Bă, dar merge cu un videoclip, bă, da. Am înțeles atunci, bine, atunci mai putut să-mi recuperez, da. Acum deloc, bă. Bă, frate, da, e un... Bă, lasă, bă, bă. Și așa tu. Taci așa, că dacă da, am luat și o pauză, tu, bă, dar atunci m-am reapucat așa cu câteva zile. Hai, da, lasă-mă. Da, hai, pa. Ne... Ai grijă, îmi pui tu ușa chiar. Bă. Ești, dă cheia, mi-a dat o mână. Bă, ce e? Fratele meu ce mai bun, mă piși pe el de cum, bă, nu mai trebuie. Nu mai trebuie, con, lasă-mă, e doar un joc, bă, lasă. Ce-i, bă? Bă, da, dă-mi și că fixa. Ce ai aia, bă, ce-o fi? Bă, dar de unde știi ai? A doua oară. Hai. Bă, mersi mult, bă, frate, bă. Bă, nu mă interesează jocul, dă-mi poli un joc, nu trebuia, bă. Am zis că-ți fac prank, ori îți șterg. Am zis că, bă, ți-i supăr prima oară. Și după te fac fericit, bă. Uite, puști aici. Ia uite, unde ești, mă, micuțele, mă? Aici, am făcut prank-ul frumos. Uite, era aici cu kendama, cu de-astea. Ha? Ce? Cum e șmechere, mă? Bă, șmechere, mă. Păi ori fac și eu treburi ca lumea, ori nu fac. Mersi mult, bă. Chiar nu trebuia, bă.
Am făcut și eu măcar o persoană fericită azi. Da, cam asta a fost prank-ul, e fericit, cred că de acum să se bucuri de ea, pentru că... Da, dă-mă să fim, da, ating și aici, ce șmecherii, da, da, bar n-am, ce asta ia, țin-o, că nu-mi place. Bă, o trebuie să suferi ca după să se bucuri, da, deci ori e cu șto asta, știi, cu dublu sens. Nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut prank-ul, sugestii de prank-uri și cred că ne vedem. De acum las pe asta, eu trebuie să plec, ăsta se bucură, ne vedem. Hai, fă tu outro, hai, stai că te, fă, gen, pavă, știi, filmează, hai, 3, 2, 1 și... Pavă! Fericit. Am scris multe versuri, chestii treste, în limbaj sudic, nordic, estic, vestic. Nu, 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 n-ai înțeles nimic. Ambiții prea mari distrug presupuși oameni mulțumiți. Voi ăștia habar n-aveți, plin de păreri, munte de hateri analfabeți. Trebuie să înțeleagă și Dorel, rupe.